vorbim despre top manga și cele mai bune manga, doar cele mai bune manga de pe, well, mai animalist live, acum pe twitch.tv slash Salutare și bun venit la un nou episod din Orade de anime. Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime. Dar astăzi nu o să vorbim despre anime, cât o să vorbim despre manga. Uh, cum ziceam, o să vorbim despre top manga. Am mai făcut chestia asta cu anime, am mai făcut chestia asta cu Dojin și așa mai departe. O să mai facem în sezoanele care urmează, dar uh, de data asta ne uităm la cream of the top când e vorba de manga. E, well, manga ori mie îmi plac. îs chestia aia care de obicei. Well, nu sunt o problemă pentru fanii anime, uh, adică în sensul de să zică, bă, că uh, de ce adaptează iară un alt manga? Față de cititori de cărți și, well, Hollywood, la noi se iubesc manga-urile și se încurajează adaptarea lor. De o să ne uităm la ele, o să trecem repede pe jur uh, prin top 50, până, uh, pardon, top, da, top 50 practic, de la 100 la 5, numărul 51 să vedem care sunt uh, topurile alea care, despre care nu prea o să vorbim tare mult pentru că pe noi ne interesează top 50 adică primele 50 cele mai populare. Bun, îți uh, și eu dacă uh, Horimia o să apară acolo. Apropo, bun venit acolo în live chat, mă bucur să vă văd. Nu uitați să vă lăsați părerile voastre, unul la mână despre mangaurile despre care o să vorbim, și doi la mână mangaurile voastre favorite, care voi credeți că își merită un pic mai multă uh, dragoste. Bineînțeles, o să vedeți și ce am citit eu din topul ăla, deci o să fie foarte, foarte interesant. Eu o să țin întotdeauna un ochi acolo pe uh, chat pe voi, uh, să văd ce, uh, ce scrieți. Mă bucur să văd că sunteți în tone foarte, foarte bune azi. Și, Ada, nu uitați că după ora de anime avem ultimul episod de săptămâna asta și, val, well, din sezonul asta de episodul săptămânii, unde o să vorbim despre toate episoadele care au ieșit, cel puțin la sezonal la care mă uit. Eu, bineînțeles, discut cu voi și la ce vă uitați voi. Rămâneți până la sfârșit iar dacă vă uitați pe YouTube sau ne ascultați în varianta audio, să intrați pe twitch.tv slash unero, lăsați acolo un follow, un like un subscribe, un ce vreți, dacă vreți să faceți parte din episodul săptămânii și apropo ultimele două episoade de episodul săptămânii o să fie val, well, un recap a tot ceea ce a fost anul ăsta în anime. Săptămâna viitoare ne uităm la sezonul de iarnă și primăvara și după aia well... O să facem uh, review la uh, well, tot ce a fost uh, sezonul ăsta de, uh, de, de iarnă, nu, de toamnă uh, 2020. Bun, uh, hai să începem cu acest episod și să trecem foarte, foarte frumos prin topul acela, uh, cum ziceam eu, de la 100 până la mm -hmm. 50. Locul 100, uh, cred că o să bucure pe toată lumea că o să vadă acolo, Chia, ha, uh, ci. Uh, chihi, Chi furu, why? așa, uh, cu 8.54, tot cu 8.54 pe locul 99, un manga din 1967 numit Hinotori, uh, tot <laughs> cu aceeași notă pe locul 98 Neon Genesis Evangelion, ceea ce e foarte, foarte interesant, uh, 97, Kido Senju, Gundam The Origin Uh, cu aceeași notă, pe locul 96 și pe locul 95, dar pe locul 96 avem Orancoco Host Club, care sincer mie îmi place mai mult manga decât anime uh, pentru că, nu știu, efectiv pe mine m-a prins mai mult manga și a avut un alt sens, fort wall break-ul și tot, uh, toată, toată, magia din acel manga mi-a plăcut mai mult ca manga decât ca adaptarea anime. După aia, pe locul 95, un manga care vreau să-l citesc numai de curios, uh, Tokyo Ghoul, aceeași notă, cu un punct mai sus, avem, uh, pe locul 94, Spirit Circle, un manga despre care n-am auzit tare mult, care a terminat în 2016, uh, locul 93, avem Gintama, uh, ceea ce e foarte, foarte interesant, uh, pe locul 92... Otoyo Megatari, presupun că e din seria Monogatari, uh, 91, The Horizon, 90, uh, Shimanami uh, Tas Sogare, uh, loc 89, un manga pe care vreau să-l citesc, OHAYO Ibrahime, locul, val, uh, well, loc 88, un manga care l-am citit, care e o comedie foarte, foarte mișto, uh, vă recomand, uh, Chikan Otoko, uh, locul 87 Ginga Eiu Densetsu, locul 86 Bacano, 85 Suzumia uh, Suzumiya Haruhi, toată seria aia, iar o am la plan 3, dar având în vedere că a ieșit un volum nou, uh, mai aștept să văd, uh, 84 No Game No Life, ăsta sunt curios dacă o să-l mai citesc, având în vedere cât am învățat mai mult despre el, cu atât mai puțin mă interesat loc 83 uh, Sakimichino Apolon, Apollon ăsta ar trebui să-l citesc pentru că anime-ul mie mi-a plăcut foarte foarte mult uh, așa că hai să-l pun la plan to read uh, așa 82 One Outs un iar un manga pe care voi mi l-ați recomandat și uh, trebuie neapărat să-l citesc uh, avem Kinono iar un manga care au avut deja două adaptări anime care vreau să îl citesc e în genul major Tabi Tabi de sezonul ăsta Kakakuno uh, Kaku, Kaku pardon și uh, Kajika foarte dubios numele pe locul 80 uh, da, pare interesant Here You Are 860 pe locul 79 Fate Zero pe locul 78 77 george uh, Jojo partea a 76 la Plan to Read, am și primele 3 volume din Banana Fish. Uh, numai din cauza la anime clar. Uh, 86 uh, pe locul 75 avem uh, manga un numit 86, care e un light novel de fapt. Uh, locul 74 Mob Psycho 100. Uh, ala nu, nu știu, nu m-am tentat niciodată să-l citesc, deși, well, având în vedere cât de bun a fost sezonul al doilea de anime Parcă aș mai vreau un sezon de anime înainte să vreau să și arunc o privire uh, spre manga. Nu știu uh, cum să explic. Uh, Bă, de yeah. cum, adică de ce să fie așa de sus? Pentru că e foarte bun. Adică, cred că toți, dacă am văzut sezonul al doilea, am putea zice că au fost unul din cele mai bune anime din anul ăla în care au ieșit. Indubitabil. Uh, deci, nu mă mir că e atât de sus, uh, sincer. Bun, după care avem locul 73%. Pandora Hearts, era un manga despre care n-am auzit tare mult Pluto, un manga care e posibil să primească o adaptare, dar nu știm încă pentru că e de la același creator Care ne-a dat Monster So who knows Sau Ei bine, poate chiar 21st Century Boys Care mă aștept să-l vedem uh, în top 50-ul ăla um, bă, de, e un manga care vreau să-l citesc de ceva vreme Ronin Kenshin Ronin Rorin. Așa, Kenshin pe locul 71, pe locul 70, Skip Beat, iar un manga uh, shoujo pe care l-am la plan to read, dar având în vedere că continuă din 2002, nu știu când o să-l citesc vreodată. Uh, 69, Very Nice uh, Violet Evergarden, surprinzător că este, well, uh, așa, low, mă așteptam să fie mai sus. Un manga care nici nu m-am gândit uh, să-l citesc, să bag uh, și Violet Evergarden, că trebuie. Uh, un manga care nu m-am gândit să-l citesc, deși anime-ul mi-a plăcut tare-tare mult, uh, Kono Ototo Mare, uh, Da, să-l pun și ăsta așa la planturi, Time frumos. Uh, mergem mai departe. 67 avem un Mawa cu Tower of God, 66 Spy X Family, un manga care de-abia aștept să-și primească adaptarea uh, anime. 65 Bastard, 64 Doro Hedoro. Uh, Aria pe locul 63 mă bucur să văd atât de sus, adică în top 100. Uh, locul 62 este un Manhua uh, care este de la chinez, uh, Song of the Long March. Uh, 61 avem un light novel cu un nume mult prelung, numit uh, Shumatsu Nani Te Masca uh, Isogashi Desca, uh, Skde Morate I Desca. Îi prea lung numele. Uh, locul 60. Who Made a Princess? Locul 59. Jibaku Shonen. Hanako-kun Iar ăsta numai din cauza la anime vreau să-l văd că dacă arta din manga e la fel de bună ca cea din anime, n-am de ce uh, uh, să mă plâng sincer din punctul meu uh, de vedere. Bun. Hai să mergem mai departe. Locul 58. Zaregoto Series, uh, locul 5-7 și Gatsu Akimino Uso, uh, care l-am citit și, well, uh, din, well, din păcate, animeul e atât de bun încât îl face e singura instanță unde animeul e atât de bun că face manga-ul mai prost. Nu știu cum să vă explic asta, chiar n-am idee cum uh, să o explic, dar din cauza că, uh, cum îmi zice. Ma animeul e atât de bun, că e extraordinar de bun, nu, nu, nu poți să uh, zici că nu îi. Uh, manga o să te uiți la să-l citești fără muzica proprie, fără Efectiv sufletul și toată animația care, asta a fost așa un pic Un pic dezamăgire, nu că nu a fost bun, că a fost foarte, foarte bun, dar dacă nu știi muzica și asta nu, 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 te lovește la fel de bine uh, ca și, val well, ca și anime-ul itself. Locul 56 6 Attack on Titan, cu 80, 865. Locul 55, Shoujo Shumatsu Ryoku, care acum uh, uh, mă face foarte, foarte curios, uh, pentru că, na. A, ah, ah, Girls Last War, ok. Uh, că nu recunoșteam așa după poza aia mică. Uh, Kozure Okami, iar uh, un manga din 1970. și pe locul 53, surprinzător, un manga la care nu mă așteptam să fie nici măcar în top 100, din punctul meu de vedere, dar e unul din manga mele favorite, care într-un volum de manga, adică 8-7-8 capitole, te face să plângi ca un bebe, se numește Watashi Tachi no Shiawase Nagikan sau Our Precious Little Time și vorba despre o tipă care merge la închisoare să vorbească well cu uh, un tip care îi on death row, adică urmează să fie omorât. Și boy o oh boy, ale șapte capitole și volumul ăsta din uh, manga ăsta, 7 pălesc de la final rămâi dezastru. Um, Bun, uh, aia e părerea ta, uh, paradigm mie îmi place tare, tare mult uh, Your Lie in April și una din cele mai mișto serii. Locul 52, Cotenbu uh, seria lui The Light Novel și surprinzător din punctul meu de vedere, locul 51 avem iagate Kimi Naru sau Bloom Into You care a fost un anime extraordinar de bun și de-abia aștept să citesc acest manga când o să am timp să citesc 8 volume. Bă, -a, asta au fost uh, 5, 100 până la 51 și hai să trecem în, în pita pitei, adică ce ne interesează pe noi decât 50 în sus, să vedem cele mai uh, bune. Uh, însă că e bună, Notlin, uh, sper că aia vrei să zici că e o serie uh, Hioka. Uh, bun. merge uh, mergem mai departe, cum ziceam. Hai să ne uităm aici. Locul 50. Meikono Naku Koro Nichiru episod 8 Twilight of the Golden Witch. Uh, what? A uh, da, înseamnă că uh, Yagaten în uh, Naru era uh, light novel care era pe 51. What the fuck? Și pe locul 49 e manga -ul. Interesant. Uh, <laughs> Foarte interesant că e de două ori în topul ăsta uh, A, ah, When They Cry, episodul 8, ok uh, Michael When They Cry, din toată seria asta Am înțeles Bun 8.68 pe locul 50 uh, Bloom Into You, din nou, dar de data asta cu manga pe locul 49 uh, La planturi îi lam din cauza la anime care a fost foarte, foarte bun Real life care sunt curios uh, cât de bun o să fie ăla Pentru că mie manga-ul nu mi-a plăcut Extraordinar uh, uh, de mult pentru că a fost interesant, și tot chestia asta cu să ai o a doua șansă în viață, și ce ai face cu ea, și bă, dacă ai lua aceleași decizii sau nu, pe mine întotdeauna mă fascinează pentru că e, e o chestie de aia de oarecum de ține de natura omului și. O testează în atâtea feluri și atâtea capacități, de aia mie îmi plac și uh, filme precum Groundhog Day sau na, de aia am și scris uh, cărțile mele în stilul ăsta de poveste unde omul se întoarce în trecut sau îi ținut în aceeași săptămână să o repete într-una pentru că sunt niște chestii foarte interesante, niște întrebări foarte interesante care poți să le pui și mai ales aici că vie vorba de val uh, well, uh, potențial, de un trai mai bun sau de a nu repeta anumite greșeli sau de uh, well, a-ți lăsa garda pentru a te îndrăgosti și a trăi viața și chestii de genul Mie mi se par lucruri foarte mișto pentru că pot învăța din ele ca să nu repeti. Nu ca să nu repeti, ca să nu faci unele uh, greșeli uh, foarte val care ar putea să aibă un impact asupra vieții tale. De-aia, mie îmi plac și uh, chestiile astea. Locul 47 avem ReZero The Light Novel, uh, ReZero Karahajimeru Isekai Seikatsu. Um, Uh, și mergem mai departe. Again, Riziros curios, numai din cauza la sezonul ăsta nou, Că dacă n-ar fi sezonul ăsta nou și n-aș auzit tot hype-ul și trailerele n-ar fi fost bune și ce am auzit de la oameni, nu m-ar interesa uh, tare mult un isekai, dar ăsta pare să fie foarte interesant. Lăsând deoparte o parte tot simpli pentru Emilia, Rem, Ram și uh, tipa asta nouă, nu mai țin minte cum o cheamă, cu de are sprâncenele albe uh, am înțeles că e o serie destul de interesantă și de mișto deci de aia nu i-aș uh, zice nu și ce, știe poate când să termină, ai check it out uh, Anime-ul și dacă o să-mi plac anime o să cite și uh, light novel sau manga uh, Locul 46, Back, iar un manga și un anime despre care tot am auzit, dar n-am vrut să le bag la mine listă pe ideea de nu vreau să-mi bag acolo o serie pe care pare interesantă, pare mișto, dar până la urmă nu o să o citesc pentru că am prea multe de citit și -o, sau am prea multe de văzut, așa că momentan celul meu îi, dacă nu o serie foarte, foarte importantă să citești ce am, am apucat deja de citim mangauri, am terminat două weekend-ul uh, ce trecut și după aia să mai adaug serii care nu le vreau neapărat, dar care am auzit că zbune. bune. Deci, momentan, încerc uh, cel puțin panul ce vine să mai scad din lista de 300, imediat 400 de mangauri și de tracu știe 200 și ceva de animeuri ca să, well, ca să le vad și ca să nu am atâtea la plan to read și plan to watch forever. na, nu e ok. Uh, bine, ci drept, val eu nu sunt care are deja imediat peste 1000, dacă nu o trecut de 1000. Uh, bun. Mergem să vedem 45. Avem no Ipo, iar un manga și un anime care, val well, vreau să le citesc, având de vedere că mie îmi plac uh, serile de genul, mai ales dacă sunt făcute bine, nu în sensul de Baki care e extremul extremului uh, și îi. Atât de ridicol încât my brain can can't compute it și să fiu what the fuck uh, da Hajime no uh, e o serie clasică, e una uh, care a pus bazele în tot ceea ce înseamnă Oarecum un shonen battle da pe sports gen boxing Deci uh, na, uh, sunt foarte foarte curios și am auzit numai lucruri bune Deci na, nu mă mir că e în topul ăsta 50 Locul 44, Hunter Hunter uh, foarte interesant, am auzit și asta că e bun, nu știu când o să termine, dacă o să termine vreodată Deci rip to you my friends care se uită și așteaptă un nou capitol, dacă o să vină cândva, vreodată Ce știe, ce știe când o să și se întâmple lucrul ăla Dar odată ce o să se întâmple și o să termine, I'll check it out și... Eu vă urez sincer un nou sezon, un ultim sezon sau un nou arc de manga care să-l ducă măcar până la final. Pentru că, well, uh, cum știu fanii No Game No Life sau fanii animeurilor sezonale care nu o să primească niciodată un al doilea sezon, deși unele le-ar merita, nu cari ar ta, dar na... Uh, Doare, doare când uh, nu ai o poveste cap codă sau uh, se termină well, uh, inconclusiv. Așa că, da, mai ales cum zici tu, mă, că e de 2 ani în hiatus, cred și eu că, uh, well, well, din fericire mai ai chestii precum Attack on Titan care să-ți amintească că e ok, sunt anime bune până o să întoarcă Hunter Hunter, mai ai la ce uiți. Bun, mergem mai departe, locul 43, și uh, Yakutoaru maja no Index uh, Care s-a terminat anul trecut, 8.69 și asta, very nice uh, E o serie despre care bal, știu că sunt câțiva uh, fani uh, pe server de Discord Deci e foarte interesant să o vedem, totuși atât de sus din punctul meu de vedere, nu mă așteptam să fie atât de Nu populară, dar atât de bine cotată, adică Față de de exemplu Hunter x Hunter care are 163 de mii de membri, ă, ăsta Majutsuno Maju Index are numai 10.500. Deci, na, îi iubită măcar atât. Bun, mergem mai departe să vedem pe locul 42 Overlord, un light novel care, sincer, Interesant că e atât de sus, nu mă așteptam, știu că parcă sezonul 3 sau 3, 3 au avut. Uh, a fost o dezamăgire oarecum, adică nu a fost tipul ăla de hype și de fan care a fost uh, cel puțin primul sezon, că primul, când a ieșit primul sezon era atât lumea, uite-te la Overlord și am, I don't care. Adică eu, eu vreau să mă uit la alte chestii, nu vreau să mă uit la Overlord <laughs> în sensul ăla. Uh, deci, na, e surprinzător să vezi uh, seria asta pe locul 42, atât de sus. Um, în locul 41, Nana absolut se merită, își merită locul, e un manga extraordinar care, ei bine, animau dacă l-ați văzut știți că se termină oarecum lăsându-ți așa, îți dă un pic, îl te lasă să ghicești oarecum, nu-ți nu zice exact finalul, dar în uh, manga, băl well, intră în final și îți, uh, well, îți dă the worst case scenario. Uh, practic, și boi-o-boi, e foarte neplăcut, și uncomfortable și te doare inima, și îți vine să. Uh, 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 dice! Dar e un manga extraordinar de bun despre două tipe care se întâlnesc pe tren, numite Nana. Uh, e foarte, foarte bun. Dacă nu l-ați citit, vă recomand cu tot dragul să citiți acest manga, că e efectiv. Extraordinar uh, de bun Probabil ați, ați mai auzit-o Dar chiar nu, nu pot să nu mă repede atâtea Bun uh, Înainte să trecem mai departe La locurile 39 sus Intrăm la o mică publicitate Și vă mai zic că o să mai intrăm înainte De locurile 10 uh, Ca să știți Dacă vreți să nu vedeți reclamele Dați un subscribe dacă sunteți pe Twitch Iar pentru restul e curios ce o să fie uh, Vă zic mai departe Pentru că nu cred că noi toți ne așteptăm, mai ales când ai uh, manga și serii de astea care au explodat în ultimii ani, nu cred că ne așteptăm să vedem unele, mai ales când stai în anumite cercuri, uh, când e vorba de comunitate, anime și auzi aceleași recomandări și aceleași astea nu te gândești dacă ele îs chiar sunt topurile astea 100 sau chiar îs uh, iubite de fani sau doar o minoritate foarte, foarte vocală. de -aia eu cred că urmează să fim surprinși de anumite chestii cel puțin interesante din punctul meu de vedere când e vorba de manga, pentru că Până la urmă, manga un alt beast față de anime. E mult mai greu să te apuci de ele, știu că sunt și la noi o pe server care nu, val, well, nu nu citesc manga din cauza că na, da, e manga e mult mai ușor să te uiți la un anime uh, să dai click play decât să tot cauți capitole și așa mai departe. Bun, uh, da, de uh, mie nu mi place să citesc cele care sunt going, de exemplu, pentru că trebuie să aștept un nou capitol și na, uh, când îi mult mai, mi e mult mai ușor pe, să intru pe un site să mă uit la un anime, că acolo mi apare clar și știu că din săptămână în săptămână mi apare un episod față de un capitol uh, de la manga. 40 avem Akira, uh, care, da, vreau să-l citesc pentru că, din câte am înțeles manga-ul este un pic mai diferit față de anime pe ideea de Uh, intră mult mai multe detalii, e mult mai lung și mai extensiv Și uh, din câte am înțeles, uh, noua serie, că da, o să fie o serie nouă, Akira, uh, pe TV O să uh, urmărească mult mai aproape manga pe ideea de o să intre un pic mai mult în detalii Deci uh, de-abia aștept să uh, văd ce o să fie acolo Pentru că, again. Pare uh, foarte, foarte interesant și na, ei Akira, e clasic deja, e un nume uriaș în lumea anime. Locul 39 uh, avem Yokohama Kaidashi uh, Kiko care îi un manga foarte, foarte bun. Dacă nu l-ați citit, vi-l recomand. Uh, eu i-am dat o notă de 8, probabil din cauza, well, nu că probabil, cu siguranță din cauza la uh, final. Da, uh, na, dacă vreți să-l citiți, e ceva post-apocaliptic, dar un pic mai uh, diferit, vi-l uh, recomand. Mergem mai departe să vorbim despre Narsume uh, Yujincho uh, e o serie pe care vreau să citesc, sau cel puțin am uitat efectiv de ea după ce am văzut primul sezon de anime, gen efectiv am uitat cum am uitat la anime-ul ăla și am uitat că am vrut să citesc, man citesc Mangaul. Dar aici este locul 38 cu nota 873. Mergem mai departe. Locul 37, Death Note. Ne așteptam să fie în top 150. Probabil mulți dintre voi vă așteptați să fie mult mai sus. Bă, e manga unui anime. -ul. So it makes sense. Nu atâta lumea l-a citit. Nu într-un manga atmosfera ți o faci tu. În sensul de dacă ești înconjurat de gălăgie sau de o anumită muzică, nu o să îți fie perfect regizat în cap uh, și pe pagină exact cum e perfect regizat animeul și așa mai departe uh, cu muzică cu toate cele. Deci, uh, na, nici nu mă mir că ăsta, dar mă așteptam să fie în acest top. 50. Mai departe avem locul 36 cu One Punch Man uh, Nu-i surprinzător că din câte am înțeles manga este mult mult mai bun față de anime uh, Cel puțin de partea uh, a doua, adică sezonul 2 uh, Care din câte am înțeles e o dezamăgire pentru draia din oameni Mie unul mi-a plăcut, am înțeles de ce au făcut, ce făcut Specialele care au ieșit, cele 6 pentru sezonul 2 sunt foarte funny Dacă nu le-ați văzut, uh, vi le, -le recomand am și uh, două volume din One Punch Man. Uh, De-abia aștept să văd când o să se termine, dacă o să se termine vreodată și well, uh, care o să fie concluzia. Pentru că cred că toții am fi curioși de cum poți să termin un manga ca și One Punch Man, uh, sincer. Bun. Mergem mai departe pe locul 35, real. Uh, probabil ar trebui să fiți când, câțiva aici în chat care să fiți foarte fericiți pe ideea că real îi în acest Top 50, pentru că știu că sunteți câțiva uh, fan uh, acestui manga, la fel ca anumite altele, care, well, uh, după cum vedeți, după membrii, că sunt numai aproape 36.000, nu sunt extraordinar de populare, gen în termen de uh, câți oameni sunt, dar au note foarte, foarte mari și iubite de uh, acel fanbase. Deci, uh, na, nici uh, nu mă mir că e aici, pentru că am auzit de el și uh, fie vorba de uh, art slash manga pe Reddit sau art slash anime sau uh, podre de formul și așa, întotdeauna este cineva, măcar o persoană care uh, să, uh, cum îi zice, să menționeze real. Nu, nu i la plan to uh, read, pentru că nu, again... Uh, mi se recomandă și ok și după aia uit să intru pe mai anime să-l adaug și am zis momentan nu mai vreau să adaug uh, pe mai anime list, nimic vreau să mă apuc să le tai până, uh, până uh, le termin deci uh, să mă scuzați da, dacă dacă l-ați fi vrut să-l am la plan to read, dar încă uh, vreau să mă scap de multe înainte de a adăuga un batch nou de vreo 100 și de mangauri Bun, mergem mai departe. Să vedem locul 34, Yokoso, Jitsu, Ryoku, uh, Shijo, Shugi, No, Kyoshitsu, E. Uh, e nume atât de lung pentru Classroom of the Elite, care are nota de 875. E foarte, foarte interesant. Um, uh, Maria, e pe locul 30 am auzit lucruri uh, interesante despre anime, nu despre manga, nu prea am auzit să zică lumea tare multe, bă, um, Locul 33 avem uh, Jumio o Kaitote Morata Ichineni Tsuki Ichimanen de, uh, care îl am la Plan to Read, este 3 volume și uh, se numește I Sold My Life for 10,000 Yen Per Year. Sună absolut fantastic titlu de interesant, ei o dramă shonen și vorba despre o tipă de 20 de ani care își vinde, cum zice, viața pe 10.000 de ieni pe an, ceea ce e dubios de ieftin din punctul meu de vedere. But, yeah, curios cum o să fie, o să-l citesc probabil pentru că are numai 18 capitole și 3 volume. O să-l citesc probabil uh, chiar în weekendul uh, care vine, uh, dacă nu chiar mai devreme, dar ea, yeah, pare foarte, foarte uh, mișto și de-abia aștept să-l citesc pentru că îmi plac uh, manga astea un pic mai dubioase, cu un titlu un pic mai dubios. Uh, de exemplu, ieri am citit uh, un manga numit uh, Are 25 de ani și nu știe de ce e în viață sau ceva e genul, îi zicea. Și despre o tipă care e în depresie și e anxioasă pentru orice chestie că na uh, Și uh, e Super super mișto iar dacă ai trecut prin situații de genul you are gonna relate Way a bit way too much uh, Din punctul meu de vedere uh, Pe locul 32 iar o manga care l-am la planturi de ceva vreme Mushishi uh, Care am auzit iară că e Foarte foarte bun și foarte interesant Îți curios cât uh, uh, Cât Uh, sunteți care ați auzit de seria asta, pentru că eu, uh, la fel ca o de al, uh, alte serii, e, e o serie de aia care au, auz, așa, câte o, din când în când o recomandare, ceva, vine și să o recomandă. Da, în ultima vreme din ce în ce mai uh, puțin oameni, eu o să o citesc pentru că pare foarte, foarte mișto, um, dar, again, asta cu timpul. Bun, mergem mai departe, locul 31, Hoseki no Kuni uh, Nici n-am auzit De asta e un, un manga care a început în 2012 Și se numește Land of the Lustres. Ok, Ia, nici nu știam că e bazat pe un manga Acel uh, anime Pare mișto Pare interesant uh, Are nota de 880 Foarte, foarte interesant Nici nu știam că uh, cum îi zice, Nici nu știam că are manga Dar e bine de știut că are Probabil o să, o să îi dau o geană cândva, again, pe viitor, odată ce mai tai din lista e, pentru că, na, prea lungă. Eu sunt de cum o să arate, de exemplu, topul ăsta 100 într-un an, doi, pentru că i pariu că o să fie niște diferențe interesante aici. Mergem mai departe. Pe locul 30 avem, e bine, Monogatari Series Final Season cu o notă de 8.80. Foarte interesant, nu, nu mă așteptam. mai ales seria monogatari, după cum vedeți, membrii are numai 11.000 din cauza că na, e greu să o înțelegi și așa mai departe. Și traducerea nu îi face justice din câte am înțeles, de multe ori, dar e foarte, foarte interesant să vezi că o serie precum monogatari, și în manga e la un nivel atât de înalt, pe locul 30. Locul de 29, un manga iară care tot mă uit la el și aș vrea să-l citesc. Utsuro no Haka, To Zero no Maria care are aproape 81.000 de, de oameni, e un light novel și pare foarte, foarte interesant sau în engleză îi zice The Empty Box and Zeroth Maria uh, are 40 de capitole 7 uh, volume e action, mystery, drama, horror, romance school, supernatural, psychological, thriller pentru că uh, să fii într-un genre, e, well, nu-i nu cool anymore Trebuie să fim tate. Îi pare foarte interesant. Are nota de 8,82. Dacă intru aici, 10, 10, 10, 10 la review-uri, ea pare să fie un light novel care trebuie citit. Bun. Să vedem ce mai ziceți voi aici. Bun. Mergem mai departe. Locul 28. Uchu Kyodai iar un manga despre care am auzit a, așa prin asta, Space Brothers am auzit dar iar e, e o chestie de aia când tre cauți câteodată un anumit cauți ceva mai de nișă manga dacă vrei să citești sau a, o serie și auzi așa numai Paint gen nu nu tare mult pentru că și seria asta are numai 5.000 și ceva de oameni 882 ei foarte, foarte interesant să vezi în termen de note. Asta e drama sci-fi Space seinen, seinen și probabil o să îl citești uh, cândva, la fel ca ăla cu Astro uh, care au avut anime anul trecut care, peste care am sărit și voi in cap în capsul meu la anime ca e foarte, foarte bun. Din câte am inteles și manga la ala e foarte bun. So, yeah, uh, încetul cu încetul o să trebuiască să <laughs> mă duc în urmă să le prind. Locul 27, Sangatsu no Lion yeah, uh, no surprise there, obviously e un anime extraordinar care de-abia aștept să iasă următorul sezon, pentru că știm că o să iasă următorul sezon, pentru că v-am zis că o să iasă următorul sezon, înainte să vă zic că toată lumea că o să iasă următorul sezon. Maria, yeah, uh, 8.84 îi iar un manga care de-abia aștept să ca să-l citesc, să-i fac bingi dintr-una și de-abia aștept următorul sezon. Pentru că animația la Uh, Sangatsu no Lion Extraordinar, unul din cele mai mișto animeuri uh, care m-au făcut să învăț Shogi, uh, ceea ce e foarte dubios, adică să vezi un alt tip de șah din cauza că te la un anime, hei, în prima oră de am și chestia de pian din spatele meu, din cauza la, well, uh, your you're like April, nu că mi-a plăcut mie tare mult muzica clasică, ci, efectiv, m-am îndrăgostit de ea după uh, ce m-am uitat la Your well, April, Madame Contable Și, -o, și încetul cu încetul, uh, am făcut cunoștință cu tot ceea ce înseamnă muzică clasică și, na, am zis că trebuie uh, But, yeah, e, e, probabil o să-l citesc odată ce e gata dintr-una uh, și, oricum, o să-l pronunț la Shonero Live uh, când se va termina Bun, mergem mai departe, locul 26, Akatsuki no Yona, uh, care iar e o serie despre care am auzit numai lucruri, bă, uh, interesante. Yona um, of the Dawn, uh, în engleză, 884, e uh, acțiune, comedie, fantasy, romance, shojo și mie, uh, cel puțin, așa, mi-aduce un pic aminte de uh, stilul ăsta de, uh, cum îi zice, de... Ranma și Inuyasha și ăsta, dar uh, aparent mult, mult uh, mai bun. Și are și o adaptare al well, anime peste care, obviously că am sărit, dar manga o cel puțin mie mi-aduce uh, aminte de stilul ăla de manga făcut în anii 80 și uh, în anii 70, care e foarte, foarte rar, îl mai găsești acum și de obicei uh, tipurile alea le găsești doar în Shojo manga. Deci, uh, na, bun Mergem mai departe, mergem mai departe Să vedem ce mai avem, că ajungem la well, uh, do, locul 25 Koe no Nu mă așteptam, vedeți, v-am zis, surpriză Nu mă așteptam ca coe să fie atât de sus uh, Să fie chiar pe locul uh, 25 E un manga, într-adevăr, foarte bun Uh, de a da și nota 8, dar 8, 8, 6 chiar nu mă așteptam, mai ales când, de exemplu, al well, anime făcut de cei de la kio anii îi extraordinar, iar când poți să zici povestea nu în 7 volume, ci într-un film de o oră jumate și să faci extraordinar de bine, val well, uh, e greu să prefer manga peste anime când anime-ul îi uh, cu, uh, i-am dat, parcă noi i-am dat la Taci la anime. Bă, dea, dacă nu știți despre ce e vorba, nu știu cum, nu știți, pentru că e unul din cele mai populare filme Kyoani, unul din cele mai populare mangauri. Probabil ar fi trebuit să auziți de ele, dar dacă nu ați auzit de ele, vă recomand cel puțin să vă uitați la film. E oră jumate, nu, -i, nu vă omar nimeni, nu stați să citiți șapte volume, dar măcar să vă uitați la anime. Ar trebui că e foarte, foarte bun. E unul din cele mai bune uh, filme, Bal, well, și Si uh, se merită să-l vezi, pentru că, na. Uh, Cand e un film foarte, foarte bun, nu ai de ce să nu îl vezi. Bun. Uh, astea au fost 25. Trecem încetul cu concetul de jumătatea acestui top și mergem spre locul 24 cu Ashita Joe care, again, iară o serie foarte foarte clasică din 1968 până în 1973. Din păcate, mi se pare că prea puțini oameni, adică din punctul meu de vedere, sunt prea puțin oameni care l-au citit cu 25.000 de uh, membri, hei hey, top 6, nu-i rău, Îi în top uh, 25. E o serie clasică și de abia aștept să o citesc, dacă îi uh, pe cât de bună cred eu că îi și mai ales care și stilul ăla de cum am manga de anii 70, 60, 80, care rar, rar îl găsești acum și nu știu, am așa eu o nostalgie uh, pentru el, poate din cauza că unul din membrii uh, uh, serverului de, de Discord au început să citească Dragon ball original și tot trimitea pagini și așa mi, mi s-a făcut oarecum dor de stilul ăla de uh, desenat manga și da, uh, well... Mergem mai departe, locul 23, Cazenotani no nosica. Foarte surprinzator din punctul meu de vedere But hey, a, uite aici pe locul 23 cu 38.000 de membri a, Un manga care a mers din 1982 până în 1994 Adică cu mult înainte să vă nașteți o drăie din voi <laughs> bine yeah, 86 și la acesta Mergem mai departe. Yeah, uh, dacă nu vrei să citiți mangau mangaul, asta știți că este un film ghibli. Vă recomand să o uitați la film mai degrabă decât uh, să știți manga mangaul, pentru că, na, e și la oră jumate, nu e șapte volume. Uh, dar dacă citiți mangaul, vi-l recomand. Locul 22, Yotsub, uh, Yotsubato uh, Asta n-am auzit eu despre el în ultima vreme, tare multe. Sau, da, Yotsuba, eu cred că n-am auzit eu mult despre el, pentru că 886 cu popularitatea de 50 și, pe locul 54, cu 102.000 de membri Cu, pe locul 22, e foarte, foarte uh, surprinzător, având în vedere că e un comedy slice of life Care, well, uh, de-abia așteaptă, uh, well, are 14 volume deja Uh, but yeah, e surprinzător. Uh, foarte surprinzător. E o serie despre care n-am auzit mai nimica din punctul meu de vedere. Nu știu, chiar, chiar nu știu, m-a lăsat așa un pic mască, nu, nu mă așteptam să văd chiar o serie despre care să nu știu nimica în uh, topul top 150. But, yeah, uh, uite, paradigma aici aparent e fan și <laughs> se plânge că o să primească o adaptare anime. Yeah, it sucks, it sucks Și eu aș vrea o din manga pe care le-am citit să primească adaptări anime Și asta e durerea unui fan manga, sincer, cea mai mare Că citești mangauri care nu au adaptare și ești trist că de ce n-au adaptare în locul 21, Made in Abyss 887, știam că vine Mă așteptam să fie în topul ăsta 50 Nu mă așteptam să fie atât de sus Sincer, să vă zic, nu mă așteptam să fie locul 21. Putei? Hey, e bun, din câte am înțeles, e surprinzător de uh, mișto. Și uh, având în vedere că oh, pe autor l-am <laughs> întâlnit și în top uh, duj, și no, nu mă mir că face parte din uh, topul ăsta uh, 100 așa. Da, am inteles, e foarte wholesome și te face să realizezi micile plăceri ale vieții din perspectiva unui uh, copil. Da, uh, na, e, e, drăguț, avem chestii, uh, nevoie și de chestii de genul. Aici e vorba despre Yotsuba, citeam un comentariu, nu despre Made in Abyss. Știu că Made in Abyss nu-i tocmai <laughs> despre plăcerile unui copil <laughs> și perspectiva lui în viață. Vă ei! Mergem mai departe, locul 20. Uh, da, știu, așa am făcut să se de parcă made in abyss despre perspectiva unui copil și fericirea a viață. Adică poți să ieși așa, pe, având în vedere ce, din câte am ce tragedie se întâmplă la un moment dat în anime și în manga, poți să ieși așa, că tu, tu o duci destul de bine. Uh, bun, locul 20, Okami to uh, Kyo rio. Iar un light novel, ăsta, care l-am la planturit de ceva vreme, cu nota de 888, uh, Spice and Wolf îi zice în engleză, are și uh, o adaptare aici, care are nota de 8, uh, 88, 28, un anime din 2008, cu bineînțeles cu sequels care peste care nu le-am văzut din păcate, uh, pentru că a fost perioada în care nu mă mai uitam uh, tare mult la anime și efectiv am sări peste. Bă, yeah, uh, vreau să-l citesc că pare foarte, foarte interesant. Poate o să-i dau o geană și la anime că sunt curios Pe locul 19 avem Vinland Saga care e uh, of course in top 20, nu mă mir, am auzit că e extraordinar de bună uh, manga ul Mă bucur uh, că au avut un, o adaptare anime care să aducă mult, mulți, mai mulți oameni la ea, pentru că eu până la anime efectiv nu am auzit absolut nimic despre seria asta și mă bucur să văd că primește recunoștința care o merită, pentru că e clar o poveste foarte, foarte bună și, da, își merită uh, locul, zic eu. Uh, locul 18 GTO Ea yeah ei iar uh, un anime și un manga foarte, foarte bun. Nu le-am citit pentru că, again, au ieșit în perioada aia în care am început să nu mă mai uit la anime, așa că unele chestii efectiv am sărit peste ele și nu mi-au păsat și mai ales în perioada aia în care a avut el adaptare la noi în România, nu era internet încât să ai cu ce să vorbești despre anime-uri și la noi în perioada aia nici nu prea să știa acest animeuri pe ideea de erau desene animate la televizor and the rest who gave a shit pentru că și așa erau dublate de obicei sau erau în engleză cu subtitrări uh, deci na uh, yeah. Ui, paradigm zice aici că e unul din manga lui favorite ceea ce mă bucur am auzit că e într-adevăr unul foarte foarte bun și chiar foarte funny cu 8.89 e pe locul 18 locul 17 Well, Oregairu, uh, yeah, light novel uh, 17 volume, l am la plan to read, credeți-mă, din 2014, aparent am și citit câteva capitole înainte să zic, ok, stai, că mai e cale lungă, but yeah. uh, nu știu dacă să-l citesc, pentru că dacă e la fel, uh, manga o se termine la fel cum a fost ultimul sezon din Oregairu, mai bine nu-l citesc deloc. Pentru că cu toții știți cum mă simt eu față de ultimul sezon de Oregairo. Așa că mergem mai departe, trecem la locul 16. Uh, Monogatari Series, Second Season, care am înțeles că animeul ul uh, legat de această serie, de acest al doilea sezon, uh, e cel de nota 10, dacă nu mă înșel. Bine am inteles? Uh, but, uh, yeah asta e ce zici aici legat de Oregairu, că la explic explica unele detalii mult, mult, mult mai bine față de anime. Da, dacă, dacă ai adevărat, atunci probabil o să-i dau o șansă, pentru că din punctul meu de vedere, nu știu ce-au făcut ăștia cu ultimul sezon, dar zici că efectiv o trecut în el numai ca să treacă, nu pentru că au vrut sau asta, nu, le-au nu pasat parcă de asta. Bă, de aia, cum ziceam, locul 16 pe Monogatari să se Season și uh, mi-ați confirmat, mă bucur că mi-ați confirmat că asta e cea mai bună parte din toată seria Monogatari, gen partea aia de nota 10. e uh, yeah, 890, cea mai aproape notă de uh, nou momentan, dar trecem pe locul 15 să vedem ce e Q 891, surprinzător, am auzit că e bun manga ul uh, anime -o, am auzit că are niște probleme și cu ultimul sezon, but yeah, uh, yeah de exemplu am prins... Uh, <laughs> Uh, un episod așa și la un moment dat tipii ăștia stăteau în aer cam un minut, sigur nu zboară că prea mult stau ăștia în aer să dea într-o minge și prea greu pică mingea aia ca să lovească. E ceva dubios acolo cu fizica în lumea aia, doar zic, poate e o lume paralelă unde gravitatea pe pământ e la fel ca pe lună sau un pic mai subțire, mai... Slabă, pardon, nu subțire, slabă uh, Capelună, unde poți să stai atâta în cer Dar în rest, well uh, Dar da, am auzit că e bună Având în vedere că o să șternată Nu asta, 45 de volume Sunt multe volume, deci dacă te-ai apucat să colecționezi seria HQ, Sper că ai bani și baftă uh, Arjungem mai departe, pe locul 14 încetul cu solo leveling, un manua am auzit lucruri bune uh, Petru tot mă bate la cap să îl citesc, să-i dau o șansă uh, promit Petru cândva o să mă apuc și de manuauri cândva nu momentan, dar cândva o să mă apuc un, uh, singurul manua care l-am citit era, în uh, momentul ăla cred că era cel mai popular uh, era orange sau ceva de genul zicea uh, băi, yeah, am auzit că e bun, mi-au mi trimis atâtea screenshot-uri cu și pagini cu cât e bare să I get it. Am înțeles. Ok, cândva, promit, cândva. Uh, locul 13 cum ziceam, surpriză, din punctul meu de vedere asta e o surpriză foarte, foarte mare pentru că să vezi o serie precum Kaguya Sama pe locul 13 cu 895 un manga care a ieșit acum 5 ani e extraordinar bine, mai avem exemple cum e ru care a ieșit tot așa în ultimii 10 ani și Altele, ba, na, uh, adică altele gen Made in bici, altele despre care am mai vorbit în seara asta But yeah, Kaguya-sama nu mă așteptam să fie atât de sus, nu mă așteptam să fie în top 50 oarecum Adică, kind of, maybe, gen pe ideea de pe, cam pe unde era One Punch Man mă așteptam să văd Și Kaguya-sama nu mă așteptam în niciun caz să vă pe uh, locul 13 Indeed, manga-ul este bun, am uh, și eu uh, primul volum, am văzut uh, și eu anime -ul. îmi place foarte, foarte mult, ambele sezoane îmi plac. Uh, well, uh, având în vedere că se și termină cât de curând, sunt curios cum o să uh, își pună oarecum fundă acest manga care, dacă nu mă înșel și ăsta, are deja imediat 30 de volume. Bădea, Ei, uh, indeed e interesant că îi totuși atât de sus. Uh, și scurios, cred că dacă de, depinde de cum se termină, că ăsta are potențialul să intre în top 10 dacă e, se termină foarte, foarte bine. Bun, locul 12, 20th Century Boys. Ăsta e un manga care atâta lumea mi-a zis să-l citesc și o insistat și o insistat și efectiv o insistat, le-am zis bine și după aia m-a lăsat toată lumea în pace și am uitat de el și acum de când e, Discord-ul și serverul de eșoane iar am, am început să aud de el Știu că e foarte bun Promit că și ăsta la fel ca Pluto, uite ăsta îl și bag la planturi ca să nu ziceți uh, că nu Promis că o să-l citesc pentru că uh, Pare foarte foarte mișto plus e gata, are numai 22 de vrume și nimic mai mult Deci promit să-l citesc și sunt curios dacă o să primească adaptarea aia anime pe care o merită la fel ca și Pluto Uh, Bădea, yeah, foarte foarte interesant, uh, dacă e o serie probabil ați auzit de ea, pentru că e și populară Bădea, yeah, dacă n-ați auzit de ea, probabil o să auziți de ea uh, de acum încolo uh, Monogatari series first season, surprinzător, first season Cu 8.96 Pe locul 11 uh, Nu mă așteptam, din câte am înțeles cel puțin în anime uh, față de manga uh, primul Primul bakemonogatari Monogatarii uh, Uh, introduce mai mult caractere și de aia poate să fie un pic boring sau ăsta. Să nu prea înțelegi ce se întâmplă, deci e interesant ca manga o cel puțin cred că înseamnă că ai în face o chestie mult, mult mai bine față de anime și e yeah, uh, interesant, locul 11, interesant ca e uh, pe locul 11 bad ea, yeah, uh, Monogatari, mă așteptam, era clar, e o serie foarte, foarte iubită de fan și na, deși are 37.000 de membri, 8, 9, 6, yeah. e, e atât de ușor în ziua de azi să aduci un manga în top, well, aproape de top 10, dar înainte să intrăm în acel top 10, trebuie să intrăm într-o mică pauză și să ne uităm așa înapoi cu un gând repede despre tot ce a fost până acum, pentru că sunt curios care sunt manga voastre favorite pentru că eu vă fac pariu că nici unul din manga mele favorite nu o să fie nici măcar în top 10 Sunt multe care le-am citit și nu, cel puțin pentru mine nu le-aș da și care sunt top 50 ăsta Nu le-aș fi dat well, să fie în top 10 manga-uri pe care le-am citit Pentru că în afară de acela cu Our Precious Time care îi efectiv unul din favoritele mele top 5 mangauri, ever. Restul nu știu. adică Ranma, da, e popular, dar nu știu dacă e popular de top 100, adică nu e popular de top 100. Uh, Ca finalul e un pic rush din cauza că na, tot ce au făcut uh, Rumiko Takahashi și după Ranma e un pic rush pentru că na. Uh, aia e. But uh, na, Ranma Dragon Ball e clar nu n-am văzut o niciunde în topul ăsta 100 uh, ce, ce, am, ce, mai am uh, uh, Girlsaurus e un manga despre nu știu cât din voi ați auzit de el sau nu dar Girlsaurus Diax e unul din cele mai funny chestii care le-am citit eu period am recitit cred că de 3 40 de fiecare dată când îl recitesc cred ca un dobitor cu lacrimi deci Na, Nu, nu, e foarte interesant să vezi ce de fapt în topul ăsta 100 și dacă găsești ceva din ce-ți place Dar uitați că am aici o dragă din plânturi, dar nimica care să-i fi zis eu că Bă, vedeți, am gusturi bune și uitați că notele arată că sunt gusturi bune în afară de acel cu or Pressure Time Mergem pe locul 10 să vedem Kingdom yeah, uh, Nu-i surprinzător, e primul manga cu nota 9 Ia, yeah, am auzit că e absolut Extraordinar de fenomenal uh, Kingdom uh, Și Probabil când o să la fel ca Vinland Saga o să-l citesc dintr-un shot Pentru că e chiar atât de interesant Mai mult de atât, ce, ce, ce să zic decât Ea yeah, e, e acolo, e una din seriile alea La care oamenii zic bă păcat că anime Nu-i uh, de nivelul pe care merită manga pentru că na am auzit că e mult, mult peste manga față de uh, tot ce a fost în anime. Uh, bun, hai să vedem uh, câteva din uh, favoritele voastre. Sectarul zice Ranma, Comisan, Hyoseki no Kumi, High School Rumble, Comisan, uh, încă nu l-am citit, dar, again, având în vedere că e ongoing, uh, nu știu dacă o să-l citesc, dar. Ia, iar, e, un anim, e un manga care nu știu dacă o să primească vreodată adaptare anime, deși de 2 ani jumate să tăcere. mă um, dă zice aici, Jojo Vagabond, Oyasumi Pum Pum, One Piece și Horimia. Again, Horimia, te abia aștept să văd anime uh, de anul viitor, pentru că e pare să fie unul din chestiile mele favorite de anul viitor. Și apropo, săptămâna viitoare ne uităm la ce urmează sezonul următor de anime. Uh, yeah, Vagabond uh, are, are uh, adaptare anime, dacă nu mă înșel. O ia să mi pun, pun, nu știu dacă o să primești vreodată o adaptare la chestia Jojo are și One Piece, obviously, are. But yeah, uh, interesantă, uh, lista acolo. Și yeah, vagabond trebuie neapărat să mă apuc și o să-l citesc, având în vedere că e cam copiez uh, freza. Uh, după care mergem pe locul nouă, uh, Slam Dunk. Uh, vagabond, sper că ești aici pentru că, uite, uh, pe locul nouă, slam, slam Dunk, tot cu nota nouă. Foarte, foarte interesant. Hai să vedem Paradigm ce zice aici. Giorgio, partea șasea, Vilna, Saga, Gantz și Monogatari. Gantz pare foarte uh, mișto. Uh, da, îmi pare rău că nu are, dar iarăi unul din uh, al mangaurile alea care ar trebui să aibă o adaptare. Având în vedere care Blade of the Immortal, care dacă n-ați văzut anime-ul, vi-l recomand. E atât de fucking gore și de... Uh, anime-ul uh, care a fost făcut de cei de la Amazon. E foarte, foarte bun. Uh, locul 8, Grand Blue. What? What the fuck? Nu, să nu mă înțelegeți greșit, Grand Blue când a ieșit animeu, a fost una din cele mai cras și totuși funny animeuri. Dar Grand Blue manga au pe locul 8 nor really peste Kingdom, peste Kaguya sama peste Haikyu. Wow, really. What the fuck? Really. Îs în șoc nu, nu mă așteptam să fie atât de popular Grand Blue. Honestly, nu mă așteptam. What the fuck? Hai să vedem. Uh, Vagabond uh, scris și a lista aici. Uh, Violence Jack, Berserk, uh, Jojo's Bizarre Adventure, Devilman și Devilman uh, Lady, care uh, dacă nu mă înșel, la uh, tocmai le terminat și Blackjack. Uh, yeah, interesante. Again, Devilman, seria Devilman ar vrea să mă apuc într-o zi de -a, Nu într-o zi, într-o lună așa să intru în toate anime și o urile și manga-urile manga care -s, că e o serie atât de dubioasă și interesantă. Yeah, uh, încerc să-mi revin de la ideea că Grand Blue în uh, manga ui cumva pe locul 8 uh, și că i poate să aibă nota de 9.01 What the fuck? Holy shit! Ia, uh, yeah. e, e surpriza cea mai mare până în momentul ăsta, în punctul meu de vedere. Locul 7, uh, Oyasumi o Punpun, un, un manga pe care am încercat să-l citesc odată și am zis ok, nu, că trebuie să gândesc și momentan n-am chef să gândesc că mă doare capul uh, și după aia nu mă cad de el pentru că mi s a părut foarte, foarte dubios, uh, dar uh, promit că o să-l citesc pentru că toată lumea care uh, m au auzit când am zis de ăsta uh, de Acunohana, adică Flowers of Evil, mi-au zis ci, citește Oyasumi Pum Pum și eram ok, I will, I promise I will. Uh, știu că sunt câțiva dintre voi care l aveți în top 5 vostru pe serverul de Discord și ca subscriber, deci sunt foarte, foarte, foarte curios. But yeah, uh, na. Promit, că îl citesc. Am auzit lucruri bune despre el. Uh, mergem pe locul 6. Vagabond. Că vorbeam de uh, Vagabond. Uh, uite, aici este. Cu 37 de volume. s în 2015. Promit că o să-l citesc și ăsta cândva toată seria. Cap caudă. Uh, just not now. Pr da, promit. Pe promisul lemn că o să fie unul din uh, manga manga care o să le citesc. Și dubios că nici ăsta n are adaptarea anime în vedere care notat 0908 și că e și popular gen 154 de mii aproape de oameni care l-au citit. Uh, cel puțin și l au pe uh, mai anime list. Uh, după care avem Monster, yeah, uh, yeah obviously, uh, Monster, eu vreau să mă uit la anime de ceva vreme, am auzit de manga de, de fiecare dată când ceream. O recomandare, mi se recomanda Monster și am... yeah, ok, no, it makes sense, ok, am înțeles. O să le citesc și ăsta, probabil, la fel ca Vagabond, o i-a Pum Pum, Kingdom și multe altele, 20th Century Boys, o să le citesc. Ei, e foarte interesant să uh, vezi cât de bune e manga ca ăsta, având în vedere câte mangauri are în topurile astea și cât de bune, uh, și cât de mult uh, se recomandă. But yeah, e foarte uh, interesant uh, să o vezi. Promit, uite, ca să nu ziceți că vă mint, astea le bag uh, direct la planturit pentru că trebuie. Uh, Sunt niște manga de alea esențiale care trebuie să le ai acolo și promit tocmai de aia ca să uh, nu le uit le și bag acum. Bun, uh, văd că 20th Century Boys l-am și băgat deja. Bun, locul 4 avem One Piece. Yeah, era de așteptat să vezi o serie de asta. Bai, uh, <coughs> uh, Băi, no, uh, știu că mulți dintre voi sunteți foarte pasionati și numai de a zic că promit că na, trebuie. Uh, locul 4 One Piece, yeah, obviously, e o serie foarte importantă pentru droid de oameni și foarte, foarte populară, deci nu mă mir. Uh, interesant că e pe locul 4. Dar, yeah, da, uh, foarte, foarte uh, mișto Mergem să intrăm în top 3-ul N-am ce să zic tare multe de, de pe, uh, legat de One Piece Înțeleg de ce e populară Da, da uh, Știți, uh, părerea mea legat de cel puțin de anime Mergem mai departe Locul 3 uh, Este Fullmetal Alchemist 9-11 uh, E uh, nota uh, 9-11 nu, nu am eu chef să fac acum acum glume legate de americani, e doar în nota acolo, foarte popular, era de așteptat având în vedere, val well, cât de bun e și anime că manga -o, o să fie cel puțin în top 3 și având în vedere că e o serie care s-a terminat acum 10 ani și încă e populară, zice ceva, uh, iar față de aia mie îmi place și uh, povesteam și pe voi pe server că Bă, dacă e să fie un anime pe locul 1, să-l merite, gen, să aibă longevitate acolo, să fie iubit de oricine intră în, cum îi zice, în, uh, în, comunitatea anime și manga, fie că e începător sau nu, să recunoască, bă, e bun, știi, să nu fie dubii, de -aia mi se pare foarte dubios ce fac ăștia cu sezonul al treilea de Attack on Titan, ultimul sezon de Attack on Titan, deși o ieșit numai un episod. Like, what the fuck? Da, uh, na, da, n-ai ce face, așa e câteodată. Bun, mergem să vedem ce e pe locul 2. George's uh, Bizarre Adventure, partea 7. What? Really? Surprinzător, partea a 7. Ha, huh. Interesant. Adică, acum sunt curios câți din voi vreți uh, o adaptare a anime la partea 7 dacă e pe locul 2 când vine vorba de fucking manga In Jesus Christ yeah, sunt foarte foarte curios atunci dacă chiar o să anunțe partea 7 la anul în aprilie pe lângă partea 9 but yeah interesant că Jojo's e pe locul 2 cu partea 7 holy fuck am uh, literalmente toți fanii Jojo vor anime numai la partea, la partea șaptea lor. Pentru mine, eu care nu sunt fan Jojo, n-am de unde să știu. Uh, poate nu-i prea surprinzător pentru tine dacă well, stai pe lângă fan Jojo de mai multă vreme și cunoști. Eu nu prea auzisem tare multe de... Well, în afară de trebuie să te uiți la Jojo sau trebuie să citești Jojo, n-am n-am cunoscut încât în detalii. Mai mult mă iluminați voi de ceva vreme în coace legat de asta. Um, de ce uh, interesant? Uh... <laughs> Poate așa va <mi> fi <laughs> ca a doua venire pe pământ al lui Isus la propriu. <laughs> da, atunci să vedem cum, uh, cum îi zice, cum o să sară pe uh, primul loc. Și Acum, vorbim de primul loc, Hai să vedem care e cel mai popular, manga, ce, nu cel mai popular, cu cea mai mare notă uh, manga de pe mai animalist, ah, ea, yeah, e Berserk, adică ia, nu 35, 330.000 de membri, Is there more to say având în vedere că din câte am înțeles capitolul care a ieșit anul ăsta de Berserk, Că pentru că fanii Berserk trebuie să aștepte un. An pentru un singur capitol, au fost extraordinar de bun și o meritat să aștepți un an întreg uh, pentru un capitol. Așa că, dacă fanii Berserk is you well au reacții de genul, înseamnă că se merită și n-am -am ce comenta decât sper că odată și odată Berserk să primească adaptarea anime care și-o merită. Aia e cea mai mare durere pentru fanii Berserk Pe lângă faptul că Durează un an a, pentru un capitol Faptul că n-au o adaptare bună Nu una care zică Băi, decentă aia de acus 25 de ani Du-te, uite la aia Na, uh, yeah Interesant uh, <laughs> Da, Idol Master Sensei Hei, uh, aia e, bun uh, <laughs> uh, <laughs> Yeah uh... Ce să, nu zic asta, uh, pentru că după aia ce știe ceva ia uh, din afara contextului și nu vreau să uh, bale, nu vreau să apuce lumea de alergat după mie cu, torți, cu torțe. Bun, astea au fost Top Manga de pe mai animalist. Sunt curios de pările voastre când vă să ne uităm și la Top One Shots uh, și la Top Light Novels, pentru că sunt foarte foarte curios și la top mama, dar astea, bineînțeles. Uh, cu timpul. Uh, astea au fost. Altele nu Ne vedem imediat la episodul săptămânii, dacă ești live pe twitch.tv. Dacă nu, ar trebui să mergi să dai acum un follow sau un subscribe, dacă vrei să faci parte din asta, pentru că trebuie să vorbim de episodele care au ieșit asta. Fie că e vorba de numărul 10 pentru unele sau de uh, episodul cu numărul 9 pentru altele, stick around! iar pentru restul, nu uitați like, share, subscribe și vă apreciez tare, tare mult. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și revin în două minute, numai să-mi reumplu apa și promit că mă întorc. Ne vedem data viitoare, miercuri, tot la ora 6, la Shonero Live. Pa, pa! Dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul este special pentru tine, celălalt este cel mai nou video sau podcast like, share, subscribe și apasă butonul ăla de notificații. Ne vedem imediat! Pa, pa, pa!